Ediție eveniment, doamnelor și domnilor, în această seară aici la România TV. Ministrul Muncii a ajuns în studioul nostru. Îi spun bună seara doamnei ministru, îi mulțumesc că a venit în această duminică aici la România TV. O să vedeți, vorbim cu doamna ministru despre tot ceea ce înseamnă pensii, recalcularea pensiilor, o nouă majorare a pensiilor, doamnelor și domnilor, ce se va întâmpla, cât vor primi pensionarii în plus a doua oară în acest an, când începe recalcularea. Toate aceste detalii le vom primi în exclusivitate de la doamna ministru în această seară. Dar vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă. Acum sunt imaginile momentului, proteste de amploare în toată țara. Ia uitați ce se întâmplă pe centura capitalei, acolo unde protestatarii încearcă să blocheze circulația. Forțele de ordine mobilizate, o mobilizare fără precedent, vedeți și dumneavoastră în imagini. Corespondenții noștri sunt în toate punctele fierbințe ale acestei seri și vin cu informații calde, informații în exclusivitate și transmisiuni speciale, doamnelor și domnilor. Vedeți ce se întâmplă în aceste momente. O să mergem imediat la colegii mei care sunt acolo în stradă și transmit. Sunt nemulțumiri ale fermierilor, nemulțumiri ale protestatarilor, dar și acuzații foarte grave care se fac, cum că în spatele lor sunt interese politice și cum că unii dintre ei au încercat să blocheze străzi tocmai pentru a opri alimentarea și transportatorii care alimentau orașe principale, orașe esențiale, ceea ce nu este deloc în regulă. Așadar, mergem imediat la corespondenții noștri. Cătălin Grădinaru se află acolo în stradă, pe centura capitalei, la Afumați. Bună seara, Cătălin! Bun găsit, suntem pe șoseaua Afumați, nu pe centură. Asta e o dată. Doi la mână. Acum câteva minute a fost o încercare de blocare a carosabilului, care a durat foarte puțin. Însă trebuie să spunem că o parte din fermieri susțin că cei care blochează carosabilul nu sunt de la ei, din tabara lor, să zic așa. Și despre faptul că în Uniunea Europeană să pună o presiune asupra agriculturii tradiționale, trebuie să spun că ăsta este principalul motor al revoltelor agricultorilor din toată Europa și mai ales din România, pentru că dincolo de această presiune a Europei sunt necazurile pe care le înfruntă acești oameni de 33 de ani. De asta spunem noi, am lângă mine un fermier cu state vechi de plată. Care sunt, să spunem așa, cauzele pentru dezastrul la care asistăm acum? Deci Uniunea Europeană ne-a impus să lăsăm 10% din suprafața care o muncim, care o recoltăm fiecare fermier, pârloagă un an de zile. Păi dacă era pe vremea lui Ceaușescu, ne împușca. Deci e o bătaie de joc. Deci grâu, e la jumătate de preț. A fost acum un an față de acum 2 ani. 80 de bani, a fost 1,50 lei acum 2 ani. Deci pâinea era 1 leu acum un an, acum a ajuns la 2,50 lei. De ce a ajuns la prețul ăsta? Deci suntem o țară, îmi cer mii de scuze că mă vede o grămadă lume, suntem slugile austriecilor și a ucrainienilor. Am înțeles că asta e cea mai mare problemă cu aceste cereale din Ucraina, pentru toți fermierii. Pentru toți fermierii și alte produse ce aduc. Deci toate produsele, grâu, porumb, floare. Deci suntem o țară de râs. Spuneți-ne, ce credeți despre tot dezastrul? Bună seara. Despre dezastrul ăsta cred că este un dezastru fabricat de către politicienii noștri care nu lucrează pentru poporul român, ci lucrează pentru globaliștii de la Davos. Ce facem noi acum aici este un fitil cu apă rece. Nu o să se întâmple nimic, nu o să cedeze nimic. Vedeți imaginile doamnelor și domnilor de acolo, de pe șoseaua Afumați, de unde transmitem în direct, dar în același timp, în piața Constituției, atenție, chiar în fața Parlamentului României, s-au adunat și acolo protestatarii. Mergem la Cristina Mihăilescu, colega mea care se află acolo. Bună seara, Cristina! Bună seara, Simona, bun găsit, doamnelor și domnilor. Încep să se strângă aici în piața Constituției tot mai mulți protestatari. Vedeți cum vin mașinile rând pe rând aici. Sunt în acest moment peste 100 de oameni prezenți, claxonează și fac foarte mult zgomot. E bine, Simona, nu sunt nici fermieri, nici transportatori. Eu sunt oameni simpli care au ieșit în semn de susținere pentru cei care protestează în acest moment în afara Bucureștiului și nu sunt lăsați în capitală să ajungă. Și nu doar în semn de susținere, ci pentru că și ei se
confruntă cu probleme, spun toți la unison că practic nu se mai descurcă, că sunt foarte multe neajunsuri și tocmai de aceea ies în stradă și cer schimbări. Vedeți, ușor, ușor începe piața Constituției să se umple de oameni, de altfel sunt foarte multe forțe de ordine mobilizate, vedem foarte mulți jandarmi care practic au făcut scut în jurul Parlamentului și în jurul protestatarilor. Vom vedea dacă vor ieși și transportatorii aici, pentru că știm că seara trecută s-au strâns foarte multe platforme în piața Constituției și de asemenea au venit și șoferii de pe ride sharing, așadar vom vedea dacă și în această seară vor face scut comun și vor ieși din nou în stradă. Vedeți, oamenii continuă să vină așa cum vă spuneam, fac foarte multă gălăgie, practic apasă pe claxoane cu putere și mai mult decât atât majoritatea dintre ei poartă și steaguri. Revenim cu mai multe informații chiar din mijlocul lor. Rămânem cu imaginile de acolo, doamnelor și domnilor, acolo unde se adună și s-au adunat protestatarii. Vedeți dumneavoastră imaginile în direct la această oră. Mergem la Laura Duță. Bună seara, Laura! Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Ce se ascunde în spatele acestor proteste? Cine a încercat să îi manipuleze pe protestatari? Cine a încercat să acapareze? Sunt și persoane audiate la această oră. Bună seara, Laura, te rog! Bună seara, Simona, este adevărat, din păcate, iată că există și oameni, politicieni chiar care vor să confiște acest protest al unor transportatori și agricultori care au anumite revendicări. Sunt oameni, spre exemplu, cum este un lider din localitatea Margina, Lider Aur, care este monitorizat de către structurile Ministerului de Interne, pentru că a mers în Vama Siret și acolo vorbim de agitatori. Mai sunt și alte zone din țară, sunt aceste persoane monitorizate, dar sunt și persoane, cum ar fi protestatarii de serviciu, cum este Anci Șerban, care au instigat la violență pe rețelele sociale, care au dosare penale acum, spre exemplu, Anci Șerban a fost ridicată, este la audiere în aceste momente. Vorbim de 13 dosare penale pentru instigare la violență pe rețele de socializare sau grupurile de WhatsApp, spre exemplu, sunt amenințări cu folosirea cocktailelor Molotov sau gloanțe pe guvernanți. Sunt pe de-o parte monitorizați, iar pe de altă parte iată se fac audieri. Este important, foarte multe structuri angajate ale structurilor Ministerului de Interne sunt pe străzi, până la urmă, pentru a nu se transforma totul într-un haos și pentru ca acest protest să se desfășoare în liniște. Laura, haideți să luăm exemplu acesta concret. Vorbeam mai devreme despre Angi Șerban, cunoscută ca și bătăușa USR-ului, care a ieșit în stradă și a protestat luni la rând. Ne aducem foarte bine aminte ce a făcut exact și de ce este săltată la această oră. Da, a avut o reacție pe rețea de socializare imediat după ce ieri am văzut cu toții acel jandarm a scos un pistol neletal, era o armă neletală, către un șofer care a avut să iasă cu mașina din zona în care erau puși să stea de către autorități și s-a îndreptat cumva către cei care erau pe stradă și atunci acel jandarm a îndreptat acea armă către acel șofer. Iată, Angi Șerban spune că dacă acel polițist merge cu acea armă, atunci și noi ar trebui și am putea într-o democrație să folosim cocktail Molotov. Drept urmare, pentru că este instigare la violență pe rețea de socializare, s-a deschis un dosar penal, este ridicată, spuneam, a fost ridicată de către autorități, acum este la secția 18 și este audiată. La fel ca Angi Șerban, sunt și alte persoane, spuneam, de 13 dosare penale, inclusiv transportatori care au amenințat că trebuie să se comporte ca la Revoluție, să le dea cu parul în cap guvernanților, că poate așa înțeleg. Nu așa se fac lucrurile, iată că sunt prevăzute de codul penal și aceste fapte, inclusiv instigarea la violență. Totul s-a întâmplat în mediul acesta online, în stradă, din fericire, nimic până acum. Și îți spun, audierile sunt în curs de desfășurare, să sperăm că situația va fi una liniștită în continuare și că acest agitator vor dispărea. Îți dai seama că și autoritățile încearcă să-i disperseze din toate zonele în care se află această aglomerație de protestatari. 13 dosare penale, doamnelor și domnilor, la această oră, în urma instigării la violență și în urma faptului că încearcă să confiște, iată, protestele transportatorilor și ale fermierilor. Mergem la Constanța, pentru că și acolo situația este delicată, s-au adunat și acolo protestatarii. Ia uitați imaginile, ce se întâmplă acum acolo, oamenii sunt pe străzi, forțele de ordine, vă spuneam, este mobilizare generală în rândul jandarmeriei, în rândul poliției și în rândul forțelor speciale.
Sunt imagini în direct. Da, bine te-am găsit, Simona. În momentul de față, protestatorii din Constanța au început din nou să plece pentru a umbla prin oraș. Și bine, aici a fost o situație fără precedent, pentru că, la fel ca și în București, protestatarii din Constanța au fost opriți la intrarea în oraș. Și bine, aceștia au forțat cordonul care se formase de poliție și de asemenea de jandarmi și au intrat cu utilajele grele în centrul Constanței, vorbim despre aproximativ 50 de tiruri care în momentul de față se plimbă pur și simplu prin oraș și de asemenea de peste 10 utilaje agricole, însă s-au alăturat acestui protest foarte multe persoane care pur și simplu erau în trafic, pentru că vedem și automobile mici, nu de mare tonaj așa cum sunt acestea. Bineînțeles că se creează un haos foarte mare, toate străzile în momentul de față din Constanța sunt blocate de acești protestatari, pentru că toate aceste utilaje grele au blocat orașul Constanța. Sunt foarte, foarte multe mașini, vorbim despre sute de mașini care în momentul de față stau în trafic, însă un lucru extrem de important este că aici au fost mobilizate inclusiv trupele speciale ale jandarmeriei, sunt prezente la fața locului, pentru că au existat aici mai multe amenințări la adresa oamenilor. Ei bine, aceștia au fost la un pas de bătaie la un moment dat și tocmai de aceea au fost mobilizate aceste trupe speciale. Este o mobilizare de forțe fără precedent, vorbim despre 10 de polițiști și de asemenea 10 de jandarmi, foarte multe mașini de poliție, foarte multe mașini de jandarmi, pentru că de asemenea sunt și foarte multe tiruri și foarte multe aceste utilaje agricole. Ei bine, aceștia au început din nou să plece în orașul Constanța, practic traversează tot orașul prin centrul său, iar toate arterele din Constanța în momentul de față sunt blocate, s-a creat aici un haos de nedescris și mai mult decât atât auziți și pe fundal această poluare fonică, foarte, foarte multe tiruri care claxonează în același timp. Speciale scoase în stradă. Îi spun bună seara domnului Ștefan Muscă, unul dintre fermierii care protestează de zile în șir. Domnule Muscă, vă rog să-mi spuneți adevărul. Cine se află în spatele acestui protest? A încercat cineva să vă confiște protestul? Sunt forțe politice? Ați văzut, se vorbește că autoritățile au întocmit deja 13 dosare penale pentru instigare la violență. Bună seara! Facem o precizare concretă și sigură, nu este în spatele nostru nimeni, iar cine dorește să vină să ne confice aceste proteste, noi și când a venit doamna Șoșoacă și când a venit domnul Simion, fermierii am gonit, nu dăm voie nimănui să pună mâna pe aceste proteste, nu facem joc cu nimănui, noi facem jocul nostru pentru că suntem în pragul falimentului și are distruge totul absolut. Încă o dată fac un apel și anunț societatea civilă. Mulți oameni nu știe de ce suntem noi în stradă. Noi nu am venit să cerem bani nimănui, nu cerșim la nimeni, avem nevoie decât de legea calamității și forței majore, avem nevoie de bani de la APIA, care e dreptul nostru, avem nevoie de creditul fermierilor, niște bani veniți de la Comunitatea Europeană, pentru că am avut foarte mult de suferit datorită cerealului din Ucraina, dar ni dă sub formă de credit. Avem nevoie de puțin respect și, până la urmă, trebuie oprite cereale din Ucraina, care mi-a adus un haos total în toate fermele din România. Acești oameni care ne critică, să fie foarte atenți. Dacă nu se ia aceste măsuri de urgență, în jur de 300.000 de ferme se vor închide, să vedem, pe urmă, de unde să mai avem bani de pensii, de unde să mai avem bani, pentru că 300.000 de ferme nu sunt puține. Să fie clar treaba, nu suntem manipulați de nimeni. Mâine la ora 1 la întâlnirea tuturor asociațiilor profesionale cu Ministerul Agriculturii am
trimis deja de vine toate listele cu revendicări. Dacă mâine nu primim un aviz favorabil, noi nu vom pleca din stradă, pentru că nu avem la ce să venim în ferme, că vor veni să ne execute filipăncile, ne vor lua utilajele, IFN-urile care avem leasinguri, și atunci noi ne pierdem abonitiala. Vin informațiile, domnule Muscă, vin informațiile, spunea și dumneavoastră că mâine mergeți la Ministerul Agriculturii. O informație de ultimă oră, premierul Ciolacu a convocat mâine toți miniștrii la guvern din cauza acestei situații. Bună seara din nou, doamna ministru. Iată anunțul premierului, convoacă mâine la guvern miniștrii. A fost și dumneavoastră convocată. Cum vedeți ceea ce se întâmplă acum în stradă? Da, noi am susținut și continuăm să susținem maximul de sprijin atât pentru fermieri cât și pentru transportatori. Colegii mei din guvern, domnul ministru Barbu, domnul ministru Grindeanu, Ministerul Finanțelor au avut deja întâlniri, de altfel am înțeles că la Ministerul Agriculturii și la Ministerul Finanțelor deja sunt anumite componente agreate cu protestatarii. Sigur, guvernul este deschis la dialog și este important să se găsească cele mai bune soluții. Sunt sigură că așa va fi, dar este important și să ne ascultăm, dar și să ne păstrăm calm, fiindcă este foarte important ca acest dialog să fie un dialog în care înțelegem cu adevărat situația fiecăreia dintre părți și ne concentrăm pe soluții, fiindcă important este acum să găsim soluții astfel încât să depășim acest moment. Să știți că cel puțin pe fermier, cred că înțeleg foarte bine, fiindcă vin dintr-o familie, mama mea este inginer zootehnist, părinții mei, cu toate că au aproape 70 de ani și cu toate că atât eu cât și sora mea le spunem că ar trebui să aibă grijă acum mai mult de sănătatea lor și să muncească mai puțin, încă cultivă pământul și sunt mici fermieri. Eu am crescut la țară și cumva le înțeleg durerea, fiindcă știu că agricultura nu are sărbătoare, știu că în agricultură viteza de rotație a banilor este mai mică decât în alte domenii, randamentul este mai mic și atunci fermierii români, fiecare dintre dânsii, simt că au nevoie de un sprijin mai mare. Dar în guvernul Ciolacu găsesc un sprijin și sunt convinsă că cu responsabilitate vor fi găsite soluții. Sper să se depășească cât mai repede această situație. Tot, doamna ministru, spunea unul dintre fermieri că dacă se desfințează, dacă blochează tot, nu o să mai avem bani, inclusiv nu o să mai avem bani de pensii. L-ați auzit pe domnul Muscă ce spunea? Să știți că fermierii români sunt oameni foarte responsabili. Și eu sunt convinsă că dânsii știu că nu în punctul acela trebuie să ajungem. Este evident că și noi știm la rândul nostru că dânsii acum au nevoie mai mult ca oricând de soluții, dar guvernul Ciolacu și faptul că mâine suntem cu toții convocați la masa dialogului la guvern, ca de fiecare dată și acum, va arăta că împreună facem maximul posibil de a acorda sprijinul necesar pentru fermieri, pentru transportatori, concret fixați pe soluție. Doamna ministru, haideți să vorbim despre ceea ce se întâmplă la pensii, pentru că oamenii așteaptă răspunsuri. Sunt foarte multe mesaje, foarte multe întrebări care au venit pentru dumneavoastră în această seară când au văzut că veți fi prezent aici. Și prima întrebare este, doamna ministru, majoritatea întreabă când vine a doua majorare de pensii în acest an, în ce constă această majorare, cine o să beneficieze, care ar fi procentele în mare pe care oamenii le vor primi după ce a fost indexarea acum la începutul anului? Bun, în primul rând și acum am avut începând cu 1 ianuarie această majorare peste care n-aș vrea să trecem atât de repede. Fiindcă, vedeți, de când am plecat la acest drum împreună, acest drum care și-a propus, în primul rând, să aducă echitate pentru români, să nu mai avem români care au ieșit pe legea ale pensiilor diferite la pensie și care, deși au contribuit și au muncit la fel, au quantum diferit
al pensiei. Ei bine, am plecat la acest drum, am reușit pe de o parte să scoatem acel 9,4% care însemna înghețarea pensiilor pentru români până în 2070, apoi am reușit să fim gata cu noua lege a pensiilor 360/2023 într-un timp foarte scurt, care a permis publicarea acesteia în Monitorul Oficial pe data de 4 decembrie, iar acum avem deja aplicarea parțială a acesteia și vedem că de la 1 ianuarie avem pensii majorate cu 13,8%. Și aici mă uit la cei care ne privesc în seara aceasta și le spun: vedeți că se poate, vedeți că v-ați primit banii, fiindcă deja pensionarii care își primesc banii pe card pe data de 12 i-au primit. Iar în cazul în care vreunul dintre dumneavoastră aveți o situație în care n-ați primit banii, vă rugăm să ne spuneți, dar pe toate datele pe care le avem, fiindcă am făcut deja această verificare, din punct de vedere tehnic, banii au fost virați, atât de Casa Națională de Pensii către bănci, cât și de bănci către pensionari. Prin urmare, toți pensionarii care își primesc banii pe card, acum trebuie să fi primit deja acești bani. 2. Potrivit convenției pe care o avem, pe care Casa Națională de Pensii Publice o are cu Poșta Română, până pe data de 17 a fiecărei luni, toți pensionarii din România, cam 50% dintre pensionarii români care primesc banii prin factorul poștal, trebuie deja ar trebui acasă, să primească acești bani acasă. Apoi, fiecare dintre pensionari să se uite la cuponul de pensie. În raport cu sumele primite de fiecare pensionar, acestea sunt sume semnificative, sunt sume care... Adică să spunem să se uite la cuponul de pensii ca să vadă diferența dintre ianuarie și decembrie, nu? Dintre pensia pe care a primit-o în luna decembrie și pensia pe care o primește în luna ianuarie. Și eu am făcut asta, atât eu cât și colegilor. Atât la cupoanele părinților cât și la cupoanele altor persoane pe care le-am cunoscut. I-am rugat să-mi dea cupoanele dânșilor astfel încât să pot să fac niște comparații, să pot să văd cum funcționează lucrurile practic. Și, într-adevăr, avem creșteri ale pensiilor semnificative. Haideți să mergem la Timișoara, doamna ministru, pentru că acolo este doamna Marioara Pisat, ne așteaptă acolo cu o întrebare. Bună seara, doamnă! Bună seara, doamna ministru, sunt Marioara Pisat și aș dori să vă pun următoarele întrebări. Când începe recalcularea pensiilor, dacă vor fi bani în plus și dacă toți pensionarii vor primi majorările prevăzute în lege? Vă rog. Bună seara, mă bucur să vă aud de la Timișoara. Să știți că absolut toate pensiile din România vor fi recalculate. Nici o pensie nu va scădea. În acest moment, împreună cu colegii din Minister și Casa Națională de Pensii Publice, avem o echipă de lucru cu care lucrăm pentru a definitiva normele de aplicare ale legii pensiilor. Casa Națională de Pensii a înaintat un draft al acestora, o propunere a acestora, împreună cu colegii de la Juridic, PNRR, toți colegii implicați în ceea ce privește pensiile. Analizăm toate aspectele care țin atât de pensia limită de vârstă, cât și de pensia anticipată, cât și de pensia de invaliditate, dar și de pensia de urmaș, astfel încât, după ce finalizăm analiza normelor la nivelul Ministerului, să le discutăm și cu alte organizații interesate și cu sindicate, societate civilă, experți, după care le vom discuta și pe acestea și cu cei de la Comisia Europeană și apoi vom înainta HG-ul pentru aprobarea normelor. În lege avem un termen de 90 de zile pentru elaborarea acestora.
legea a fost publicată în Monitor pe 4 decembrie. Ne dorim ca la începutul lunii februarie să avem normele finalizate, astfel încât să putem veni cu HG-ul de aprobare pentru normele de aplicare. Cât mai durează după ce aveți normele astea? N-aș vrea să vă spun un termen, ca și până acum. Ținta pe care o avem este să le avem gata cât mai curând posibil. Normele sunt cel puțin la fel de importante precum legea. N-am vrea să prindem niciun sens posibil în aplicare, astfel încât să fie cât mai corect și cât mai simplu de aplicat legea. Și atunci acesta este motivul pentru care ne dorim să facem normele cum trebuie. Doamna ministru, dar cu siguranță lege... vom fi cu mult înainte adică termenului de 90, să spuneți. Da, termenului de 90 de zile. Lege... Nu mai puțin, fiindcă aș vrea să descriu, să răspund telespectatorii până la capăt. După finalizarea normelor de aplicare și apariția HG-ului, după aceea vom avea partea de soft, de program, de achiziționare și de setare efectivă a programului pentru recalculare, instruirea colegilor noștri din casele teritoriale de pensii și apoi aplicarea efectivă a recalculării. Recalcularea o face efectiv computerul, doamnă? Adică oamenii de la casele, ca să înțeleagă oamenii de acasă, oamenii de la case de pensii, practic, introduc datele în acest soft de pensii? Le avem deja introduse în acest moment. Peste 95% dintre dosarele de pensie ale românilor sunt deja digitizate. Deci reevaluarea dosarelor de pensie este un proces început deja de colegii noștri de la casele teritoriale de pensii, care se apropie de finalizare. Prin urmare, datele sunt deja introduse. Avem deja datele fiecărui pensionar în sistemul Casei Naționale de Pensii Publice. Apoi, Acest proces va continua prin recalcularea efectivă a pensiilor. Pensionarii vor începe să primească deciziile de pensionare. Eu vă întrebam pentru că, știți, oamenii se tem de acasă. Poate iar îmi greșește domnul care calculează cu foaia și cu pixul când am ieșit eu și mi-a dat decizia. De asta vreau să lămuriți. Această recalculare o face efectiv computerul, adică nu vor exista iară erori, cum că se mai poate greși la pensia cuiva. Recalcularea va fi făcută pe baza algoritmului cu care va fi softat sistemul. Deci vom avea o recalculare făcută într-un mod informatizat. Dar sigur că pentru toate acestea vom avea și chei de verificare, astfel încât erorile să fie cât mai mici. Aici, atât specialiștii pe care îi avem la Casa Națională de Pensii Publice, cât și cei cu care lucrăm, dar și specialiștii Băncii Mondiale, fiindcă în toată această perioadă, nu numai în perioada de scriere a legii, dar și după aceea, pentru implementarea reformei, vom continua să lucrăm împreună. Vom fi foarte atenți astfel încât erorile să fie cât mai puțin și mai ales să punem cât mai puțin, dacă se poate, spre deloc pensionarii pe drum. Este foarte important pentru acuratețea procesului ca pensionarilor să le fie ușor și ca lucrurile să meargă de la sine. După începerea procesului de recalculare, vor primi deciziile acasă. Vor primi deciziile cu pensiile recalculate. Întâi vine decizia și apoi talonul cu prima pensie recalculată, nu? Bun. Sau cum? Talonul de pensie va veni în luna septembrie, fiindcă în septembrie pensiile se plătesc lună pe lună și începând cu luna septembrie, pensionarii vor primi taloanele de pensie în urma recalculării. Deci pentru pensiile majorate. Deci să aștepte decizia cu o lună înainte. În urma recalculării. Asta înseamnă că în august, iulie, august vine și decizia înainte, exact. Și apoi talonul și prima pensie recalculată, astfel va fi în septembrie. Să eliminați și inechitățile dintre unele persoane care au lucrat același număr de ani în aceeași funcție și au pensii total diferite.
Haideți să mergem la un alt domn pensionar care ne așteaptă în această seară, domnul Mihai Fâșie. Bună seara! Ascultăm întrebarea dumneavoastră către Ministrul Muncii, Ministrul Muncii care răspunde aici în direct întrebărilor venite din toată țara, astfel încât să lămurim ceea ce se întâmplă cu pensiile pentru toată lumea. Vă ascultăm, domnul Mihai Fâșie, vă rog! Bună seara, domnul ministru, mă numesc Fâșie Mihai și am o întrebare. La recalcularea din luna septembrie vor fi pensionari care vor pierde la pensie? Vă rog, doamna ministru, haideți să-i răspundem. Am mai spus deja și este foarte important ca toți pensionarii care ne privesc să știe acest lucru. Nici un pensionar nu va avea o pensie mai mică, nu va pierde la pensie în urma recalculării, fiindcă legea prevede în mod explicit faptul că se va menține cuantumul cel mai favorabil. Deci, chiar dacă la unele dintre pensii ar trebui să le scădeți ceva oamenilor, va fi menținută pensia actuală astfel încât oamenii să nu piardă absolut nimic, să nu fie niciun fel de problemă pentru ei. Este foarte important să se știe că din evaluările pe care le-au făcut colegii noștri de la Casa Națională de Pensii Publice, peste 3 milioane de români vor avea pensii mai mari. Aceste pensii vor crește datorită noutăților, elementelor de noutate din legea pensiilor, și anume acele puncte de stabilitate care sunt acordate celor care au muncit mai mult de 25 de ani, astfel încât dacă ai muncit mai mult, ai o pensie mai mare. Dacă ai muncit mai mult de 25 de ani, pentru perioada între 25 și 30 de ani, vei avea 0,5 puncte suplimentare pe an, pentru perioada între 30 și 35 de ani 0,75 și pentru peste 35 de ani un punct suplimentar pe an. Este foarte important ca românii să știe acest lucru. Pe de altă parte, avem și alte elemente care țin inclusiv de perioada de stagiu contributiv. Și aceste elemente țin de 1. Faptul că se va lua în calcul acordul global, adică, cu alte cuvinte, toate perioadele pentru care s-a plătit și reținut CAS, toate acestea, inclusiv sporurile nepermanente, al 13-lea salariu, toate acestea vor fi luate în calcul, venitul brut, ceea ce înseamnă că, de asemenea, vom avea pensii mai mari. Apoi, este foarte important să se știe că atât pentru femei, cât și pentru bărbați, dacă aceștia au optat pentru concediu paternal, stagiul de creștere copil este stagiul contributiv. Da? Deci luați în calcul, și această perioadă în care oamenii și-au crescut copiii. Doamna ministru, vin întrebările. Dar mai avem elemente care vor duce la creșterea pensiilor și care sunt foarte importante și pentru încurajarea educației românilor, dar și pentru încurajarea natalității. Și mă refer aici inclusiv la perioadele asimilate care aduc punctaj suplimentar, inclusiv perioadele în care românii și-au făcut studiile. Pentru studiile făcute la zi se obțin puncte contributive asimilate. Vin întrebările pentru dumneavoastră și vă spun că nu sunt deloc puține. Mă uit și pe telefon și pe computer, am aici în față și se întreabă oamenii cum comentați faptul că zilele trecute am văzut un celebru judecător, Cristi Danileț, care la 48 de ani iese la pensie, legea îi dă voie, e dreptul domniei sale și are o pensie de 28.000 de lei. Și ne întreabă o doamnă când terminăm totuși cu aceste pensii speciale, aceste pensii care sunt foarte mari în comparație cu ce au ei. Este important ca telespectatoarea noastră să știe că avem deja o lege aprobată, 282 pe 2023, care prevede inclusiv pentru pensiile de serviciu o apropiere de contributivitate. E drept că aceasta este făcută eșalonat, dar este o reformă reală, fiindcă aceasta prevede faptul că nicio pensie nu va fi mai mare decât venitul aflat în plată, ultimul venit aflat în plată. De asemenea, vom avea o impozitare suplimentară
acestor pensii. De asemenea, este important ca telespectatoarea noastră să știe că pentru toate aceste pensii vom avea și fie că discutăm despre magistrații, aviatorii, funcționari parlamentari, consilieri ai curții de conturi și așa mai departe, și o creștere a vârstei de pensionare. Deci toate aceste categorii la rândul lor sunt o parte a unei reforme, e drept, deja încheiate în momentul când am ajuns la Ministerul Muncii, am avut doar de aplicat acea decizie a Curții Constituționale cu privire la magistrați în perioada de când sunt ministru al muncii, dar este foarte important să știe că și aici, sigur, ținându-se cont și de exigențele societății românești, dar și de exigențele Comisiei Europene, dar și de decizia Curții de Conturi, și aici s-a făcut Curții Constituționale, îmi cer scuze, și aici s-a făcut o reformă care să ne ducă în zona de contributivitate. Ne uităm la imaginile serii, doamnelor și domnilor, le vedeți și dumneavoastră, protestatarii care la această oră sunt în stradă, încearcă să blocheze drumurile, dar în același timp forțele de ordine, mobilizare fără precedent, 13 dosare penale pentru instigare făcute în acest moment, doamnelor și domnilor, sunt imaginile momentului, le vedeți la România TV, transmisiuni speciale din toate punctele fierbinți, se adună protestatarii inclusiv la Piața Constituției, acolo unde se află și corespondenții noștri. Le vedeți imaginile la România TV în această seară. Doamna ministru, merge mai departe cu problema pensiilor și cu ce se întâmplă acolo, pentru că sunt și fraude. Am văzut și procurori care au descins la casele de pensii și sunt oameni care acum, ba, trebuie să dea bani înapoi, ba, trebuie să meargă la muncă pentru că au fost pensionați ilegal, s-au făcut dosare penale. Haideți să mergem la corespondentul nostru, Iulia Blondea, care ne așteaptă de această dată la Gorj. Bună seara, Iulia! Ce s-a întâmplat cu medicul de la casa de pensii și cu asistenta care au format o adevărată rețea și care au pensionat oameni pe bandă rulantă? Bună seara, Iulia! Bună seara, bun găsit tuturor! Medicul expert angajat al casei județene de pensii Gorj, dar și femeia de serviciu angajată în Policlinica Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu, am putea spune, doamnelor, domnilor, că sunt creierul acestei rețele care a fost destructurată de anchetatori. O rețea care, într-o singură lună, mare atenție, a pensionat ilegal 75 de persoane din județul Gorj. Totul în baza unor acte false. Cum s-a întâmplat acest lucru? Ei bine, cei patru aveau un sistem bine pus la punct, iar pionul principal în acest caz era femeia de serviciu din Policlinica Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu. De ce spun asta? Ei bine, pentru că aceasta era cea care racola persoane care intenționau și erau de acord să dea șpagă pentru a ieși ilegal la pensie. Ulterior, persoanele respective puneau șpaga într-un plic și ajungeau la medicul expert sau la un medic oftalmolog care lucrează la o clinică privată. Cei doi le emiteau persoanelor respective documente false și astfel cei care plăteau șpagă puteau ieși ilegal la pensie. Medicul expert chiar și-a cumpărat 3 apartamente pe numele soției, totul pentru a pierde urma banilor. Ofițerii de GEA au făcut însă percheziții, au aflat totul, s-au ridicat documente, plicuri cu sume de bani, dar și alte mijloace de probă. Toți cei patru au fost săltați demascați, au fost duși la audieri, iar 3 dintre ei, vorbim aici despre medicul expert, despre o asistentă și femeia de serviciu, au ajuns în arestul preventiv. Cât despre medicul oftalmolog, acesta a fost plasat în arest la domiciliu pentru că are o vârstă înaintată, respectiv 82 de ani. Anchetatorii caută acum și pe cei care au dat șpagă. Când vor fi găsiți, aceștia riscă să dea pensii pe care au primit-o ilegal înapoi statului. E ceva de comentat aici, doamna ministru, sau lăsăm procuratura, lăsăm justiția să-și facă datoria, pentru că este clar o fraudă și continuă controalele, bănuiesc, la casele de pensii, nu? În România corectă, astfel de situații nu au ce căuta. Să știți că atât pentru
pensiile de invaliditate, cu privire la comisiile județene de expertiză, cât și la cei încadrați în grad de handicap. Am început deja o reformă foarte serioasă și vom continua. Și să știți că prin toate pârghiile legale pe care le avem, atât prin corpul de control al Ministrului Muncii, dar și prin colaborarea cu alte instituții, veți constata că astfel de situații vor fi din ce în ce mai rare, fiindcă în acest moment, în ceea ce ne privește, avem deja începută o reformă în ceea ce privește partea de invaliditate și de încadrare în grad de handicap. Și vă și explic de ce consider atât de important acum. Doar 10 secunde, pentru că atunci revenim în direct. Vă amintesc, vedeți imaginile de la proteste, doamnelor și domnilor. Tot atunci o să vă arăt, doamna ministru, și imaginile cu oamenii care sunt nevoiți să plece în alte țări să muncească, pentru că aici fie nu-și găsesc un loc sau fie au alte probleme, imaginile care emoționează o țară întreagă, doamnelor și domnilor. În 10 secunde revenim aici în direct cu Ministrul Muncii în exclusivitate în această seară la România TV. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și zvorul, e doina și vioara, eroi ce șoaflă sunt. Castraveți, fă cu mâna. Da? Ai timp după aia. Ai România, fai până noi! Hai la Vulturen! Și te uite acolo, cât te-ai scapă, nu e ce le faci. Prăștiați prin lumea mele neamuri buni. Da, ne uităm la aceste imagini în timp ce la noi în țară, iată, oamenii sunt în stradă, mobilizare fără precedent a forțelor de ordine. Doamnelor și domnilor, vedeți și dumneavoastră imaginile, ceilalți suferă pe acolo prin străinătate. Ați văzut cum culegeau pe burtă castraveții în Germania de data aceasta și prazul în Anglia, doamna ministru. În fiecare domeniu trebuie să avem corectitudine. Și aici este valabil și la instituțiile Ministerului Muncii și pe politicile pe care le gestionează Ministerul Muncii, fiindcă îmi doresc ca cei încadrați în grad de handicap și care cu adevărat sunt persoane cu nevoi speciale, persoane cu dizabilități, să aibă beneficii mai mari, și lucrul acesta se poate face și prin creșterea anvelopei, dându-i la o parte pe cei care nu merită și care au obținut pe nedrept aceste drepturi, și în ceea ce îi privește pe cei cu invaliditate. Dar să știți că pe lângă situația pe care o sigur anchetează poliția, acum deja avem alte instituții competente să vadă exact ce s-a întâmplat la Gorj, dar pe lângă situația aceasta punctuală, cei care fac asta își fură singuri căciula, inclusiv cei care obțin o pensie de invaliditate. Să chiar și unii și alții. Bun, dar pe lângă asta, de o fraudă. Dar pe lângă asta își fură singuri căciula, fiindcă vor rămâne într-o pensie de invaliditate cu un stagiu potențial, fără să aibă drepturile unei pensii de contributivitate care încurajează munca și încurajează contributivitatea. Mai avem o întrebare, doamna ministru, e timpul foarte, foarte, foarte scurt. Ultima întrebare de la Ioan Sereș, care ne așteaptă acolo. Bună seara, domnul Sereș. Bună seara. Sunt președintele filialei Bihor a Partidului Pensionarilor Uniți, profesorul pensionar Ioan Sereș. Doamnă ministru, vă rog frumos să ne spuneți dacă există fonduri asigurate pentru plata majorării pensiilor anul acesta și a indexărilor care vor urma în anii viitori. Și vă întreb dacă nu cumva există riscul ca să ne trezim cu pensiile înghețate sau chiar tăiate. Vă mulțumesc!
Pe scurt, doamna ministru, pentru că bună deja seara, domnul profesor, timpul. Vă mulțumesc că ne vă adresați nouă și de la Oradea. Da, pentru 2024 avem deja un buget aprobat, anvelopa de 135 de miliarde necesar Casei Naționale de Pensii Publice, atât pentru majorare, cât și pentru recalculare, sunt în buget, prin urmare, da, sunt banii pentru plata pensiilor și pe calea aceasta vă mulțumesc că mi-ați adresat întrebarea asta, fiindcă vreau ca toți pensionarii din România cu să știe că acești idee, bani există. Ministru, că și aveți banii, rămânem cu această idee, că aveți banii asigurați. Ne uităm la imaginile momentului, doamnelor și domnilor, și îl chem alături de mine pe Ioan Corpoș cu ediția incendiară din această seară. Cine vine, Ioan, la România Bună TV? Bună seara, doamna la ministru. Seară. În doar câteva momente, Victor Ponta sosește în studioul România TV. Ponta face anunțul candidaturii în plină revoltă națională. Ponta intră pe cont propriu în lupta pentru salvarea țării. Protestatarii în direct cu Victor Ponta imediat. Poliția deschide dosare, instigare la blocarea drumurilor. Cine vrea blocarea drumurilor în această noapte? Transmitem din marile orașe ocupate de protestatari. Batalioanele de jandarmi sunt suplimentate. Plecarea lui Iohannis de la Cotroceni, ultima manevră. Riposta lui Ponta la mutarea lui Iohannis la Comanda Europei. Cine este pregătit de Sărăș să preia Cotroceniul? Ce a aflat Ponta despre incendiul de la pensiune? Operațiunea MOV a Arafaților, oameni lăsați să moară. Informația de ultimă oră, scade RCA-ul la presiunea străzii. Ce pregătesc acum liderii protestatarilor? Cine orchestrează tot? Instigare la folosire de arme și cocktailuri Molotov. Deja 13 dosare penale pentru instigare la acte de violență. Audieri la poliție, instigatorii la violențe săltați, dosar deschis după apelul la blocarea drumurilor. Aici transmisiuni de la toate evenimentele. Victor Ponta sosește în studioul nostru.